Da, este firesc să am emoții pentru că ne aflăm la club Macas, un club care este pentru mine bar de suflet și loc de întâlniri deosebite și ne aflăm alături de, ceea ce e foarte important, ne aflăm alături de actorul Alexandru Cotocean, pe care aș vrea să-l întreb câte ceva. Sigur că a avut numeroase interviuri până acum. Știți foarte bine că are un palmares aparte, este un actor, cum se spune, pe bar și vrem să îl întrebăm mai multe secrete. Publicul vrea să afle mai multe secrete despre el, despre ce înseamnă secretul succesului, de ce să nu spunem, despre proiectele lui și poate și despre cum a reușit să atingă aceste performanțe. Bună seara, Cotocean. Bună seara. Aș vrea să încep prin a dezvălui câte ceva din ceea ce publicul poate nu știe. Primul rând, legat de acest loc. Ne aflăm într-un club Macas și ce reprezintă pentru tine acest club, această cooperativă Macas? Pentru că tu aici ai foarte multe, joci în foarte multe piese, printre care și piesa 90, care e impresionat cu toți, despre care s-au scris cronici. Este un club care găzduiește un teatru aparte, este un lucru care găzduiește un teatru politic. Cum te-ai apropiat și de acest tip de teatru? Pentru că tu ai foarte multe lucruri de teatru, dar acest de veci atât de bine și atât de emoțional. Stai, că nu... Poate întreba să s-o, s-o, s-o luăm, s-o luăm de undeva, nu știu. Prima caz, Bar Teatru Foc, s-a născut în 2016. Lie a apărut spațiu. Da. Proiectul era gândit de ceva mai dinainte. Noi suntem o cooperativă, funcționăm ca o cooperativă, cu drepturi și obligații legale. Da. Toți membrii Macaz. Și da, a apărut din nevoia unui spațiu alternativ care să funcționeze așa și pe criteriile astea. Nu știu dacă neapărat din pricina faptului că nu mai exista la momentul ăla un spațiu la fel, sau din cauza faptului că ne doream noi. Ce crezi că reprezintă Macazul pentru tine, acest club cooperativ, se numește Cooperativa Macaz? Da, suntem unde joci excepțional și mai ales sunt spectacole cum ar fi 90, mai numeră și celelalte case, sunt deosebite. Suhausul 1, 2, se mai întâmplă aici, inegal, inegal, da. Nu, da, nimic, nu am născut în locul potrivit, sub pământ. În care joci și tu, nu ne-am născut în locul care le-am văzut de... Da, dar nu trebuie să ne restrângem doar la în ce joc eu. Da, da. Hai să vorbim despre toate. Sigur, sigur, să vorbim despre toate, dar am vrut să și precizăm pentru public ce ne care joci tu. Da, da, da. Deci, Macazul reprezintă o alternativă, spuneai, un teatru independent, un teatru care vorbește din punctul meu de vedere despre viață, cel că sunt tine. Ce mi-a transmis mie și publicul este că e un teatru altfel decât teatru pe care îl vedem de obicei, un teatru, după părerea mea, mult mai apropiat de oameni. Este un spectacol care este inspirat efectiv din viața de zi cu zi și sunt surprinse foarte multe aspecte importante și secretul cred că este, în primul rând, jocul vostru, maestria regizorului și nota de umor, care nu lipsește la fiecare spectacol. Dar dincolo de acest umor este a se ating subiecte foarte profunde și a, nu știu, despre care nu prea s-a vorbit în teatru. Asta e foarte interesant. Noi cumva da, înțelegem teatrul ca fiind o artă a prezentului eminamente. Da, asta e cum. Sigur că tratăm problemele cu care ne confruntăm și care ne frământăm în prezent, în viața noastră, astăzi, de azi. Da. Acum că nu se întâmplă asta în toate teatrele și așa mai departe, e discutabilă, pentru că, ok, poate că direcția asta nu există și asta e și nevoia pentru care noi am creat cumva acest spațiu, această cooperativă. Acum să mă restrâng, să vorbim doar despre partea de teatru. Da. Pentru că aveam nevoie de un loc unde să ne putem manifesta artistic și să, na, în conformitate cu crezul nostru artistic. Dar, dincolo de asta, e ok, e adevărat că
teatru instituționalizat, un teatru de stat, să zicem așa. Cumva există destul de mult, chiar foarte mult, divertisment. Problemele genul celor pe care noi le atacăm în spectacolele noastre sunt fie văzute ca fiind, nu știu, insignifiante, fie sperie, fie habar n-am, nu știu care e motivul pentru care nu se întâmplă, nu vrea stăpânirea, ceva se întâmplă. Dar, na, în sfârșit, nu-i numai asta și nu-i neapărat rău că e așa. Problema este că e doar așa. Da. Adică nu, na, în sfârșit. Iar noi, nu știu, repet, ne manifestăm în conformitate cu ce credem noi că trebuie să fie. Asta, apropo de demarcașele spectacolului 90, care va fi în februarie, nu? Putem să invităm deja publicul pentru luna februarie. Va fi în februarie. În februarie. Un spectacol pe care și eu îl recomand, l-am văzut de 3 ori, am văzut că s-a scris foarte mult, sunt foarte bune și restul, nu? Dar asta m-a interesat în mod deosebit și e emblematic pentru ce faceți voi. Dincolo de asta, vreau să te mai întreb câte ceva, dar nu vrei să ne spui că tu ești foarte prezent la foarte multe teatre, ești purtat de mulți televizori. Vreau să te întreb de filmul, ultimul tău film, Marița. Cum ai perceput rolul acesta? Trec la film acum un pic, că știu că tu... Zici tu că e cazul să ne ducem la film? Cum zici tu, eu știu că tu pendulezi. Atunci te-aș întreba, dacă ar fi să alegem de teatru și film, ce ai de ce hai spune? Hai să stăm pe teatru. Deci, dacă ar fi să alegi un teatru și film, ai alege pe undeva teatru? Acum aș alege teatru, da. Da, eu am mai urmărit și alte interviuri ale tale în care spuneai că îți place și teatru și filmul, dacă teatru presupune și o legătură mai puternică cu textul, nu? Și cu publicul mai ales, cu textul, publicul, ca în primul cu textul. Da, și cu textul, pentru că el, cumva, legătura asta se amplifică în timp. Am înțeles. Cu cât mai mult timp petreci pe textul ăla, cu cât mai mult timp joci spectacolul ăla, te apropii din ce în ce mai tare de... și înțelegi, începi să înțelegi altfel lucrurile, mai profund. La film nu prea ai timp să faci chestia asta, dar nu e relevant nimeni. E altă artă. Știi? Care crezi că este secretul succesului tău profesional și artistic? Mă rog, profesional și artistic se leagă una de alta. Mă, nu știu, faptul că ești drăguț și ești profund, faptul că ești, că treci de la un registru, de la dramatic la comic, cu atâta ușurință, este foarte, foarte rar să vezi așa un actor. Mă, nu știu, eu niciodată n-am stat să mă întreb cumva care este secretul succesului sau dacă există o rețetă. Habar n-am, nu știu care este, nu cred, din nou cred, e irelevant. Lucrurile astea au început să se întâmple undeva de prin 2005 și nu s-au mai oprit de atunci. Acum că oamenii au văzut în mine un talent sau ce au văzut ei, asta este problema lor. Eu mă bucur că oamenii apreciază ceea ce fac și fac asta în continuare cu plăcere. Am devenit mult mai selectiv. Legat de texte, nu mai legat de texte. Dar nu mai am răbdare, nu mai am. Dacă nu mi se pare că sunt relevante sau mi se pare că sunt lipsite de importanță discursivă sau publică, da. Nu mă duc. Nu mă duc că nu mai pot, nu mai vreau. A devenit altfel. În ultimii 5 ani au schimbat foarte multe lucruri în discursul meu artistic și în crezul meu artistic. Ca să reușești să empatizezi atât de bine cu personajele pe care le interpretezi, cum, dacă ne poți dezvolui și nu în secretul profesional, măcar ceva din cum îți pregătești rol? Depinde de la rol la rol. Da. Acum, în genere, știi cum se zice, că personajul tău are tot timpul dreptate, indiferent ce ar fi, și cauți să-i dai dreptate. Să crezi în demersul lui, să-l înțelegi, să iei da, dar e complicat, dar e complicat, știi, nu peste tot. Cumva dacă mă identific foarte, foarte mult cu discursul ăla, atunci da, e în regulă. Din păcate nu se întâmplă așa, că nu peste tot e macar. Uneori e și altfel, dar și în film și în reclame, fac și reclame, stai, n-am, acum, mă rog, anul ăsta n-am făcut. Dar, mai că n-am făcut. Și încerc să o închid.
pe asta, că nu, adică, na, nu știu, cumva am devenit conștient de alte lucruri, știi? Și devenind conștient de alte lucruri, nu mai am chef. Da, pentru că... Obișnuit să transmiți un mesaj, sigur, sunt citat în diverse filme, ești o persoană atât de îndrăgită și de cunoscută. Mă, nu știu cât de îndrăgită sunt, mă, speranța, de cunoscută sunt așa, relativ. Pentru că de primul deci, de cu tânăr și... Sigur că de simt, există și rivali, normal, când... Aia, bine, nu de ei vorbeam, discutam așa, știi, la modul că, na, nu, eu, să dau ok, din, e regulă. Feedback-ul pe care l-am din unde m-am vrut eu. Nu, la unde m-am vrut eu și eu, în mediul artistic și... Zonele astea, da, ești un actor foarte îndrăgit. Mă bucur. Foarte îndrăgit. Da. Și foarte popular, devenit doar pentru că ești îndrăgit, cunoscut. De asta e normal să apar și în alte tipuri de proiecte. E adevărat, dar, e adevărat. Nu spun că nu e normal. Spun doar că sunt eu cu riscul de a mă repeta. Da, crezi că artistic și așa, sigur că îl poți contura mai bine în anumite lucruri, în anumite spații. Asta era ideea, da, nu? De aici și nevoia acestui spațiu. Ideea este că nu am... Eu sunt și angajat al Teatrului Național și sunt, am început acolo proiect. O să încep acum în februarie. Dar sunt convins că de-a lungul timpului va trebui să fac și alt tip de efort ca să pot să asum alte personaje pe care mi le vor propune aia. Sau să-mi dau demisia, nu știu. O să pot să vedem. Dar deocamdată lucrurile stau așa. Acum e destul de complicat. Și cum, ca să le vin la întrebarea ta cu personajul, repede. Personajul, da. Depinde de la rolul lor. Unele au nevoie de mai multă documentare. Și acolo nu documentez doar personajul. Și acolo încep să documentez un întreg demers politico-social, dacă vrei. Nu? Depinde dacă ai de a face o chestie asta, nu faci unul în acasă. În tipul ăsta de teatru, să înțelegi fenomene dintr-o perspectivă politică mai degrabă și socială decât doar dintr-o perspectivă artistică. Ar trebui să le înțelegi și să le aprofundezi. Iar pe de altă parte, mai există și alte tipuri de roluri care intră cumva în sfera asta a divertismentului, cum îi spun eu, care necesită mai mult histrionism și nu neapărat atât de multă, nu știu, muncă de lămurire, dacă vrei. Trebuie să fii simpatic, drăguț și poate. Am și din alea. Și acolo joacă mai, un rol mai mare spontanitatea? Sau? Da, din astea. Spontanitatea. Da, da, da. Sunt spontane. Ce crezi că ar trebui să împărtășească un actor de generație? Absolut absolvent, pentru că știi, ești tânăr, puteți să zice un actor de generație tânăr. Deci hai, tu ești tânăr, dar pentru cineva care ar merge pe drumul ăsta, care ar fi... După părerea ta, ok, urmă, după reacția pe care ai, apropierea de... E dificil de spus, pentru că, da. Știu că oamenii diferă foarte mult și generațiile vor diferi foarte mult. Da. Adică un tânăr absolvit, eu habar n-am ce se întâmplă acum sau cum mai e metoda de actorie predată la un ATC, de exemplu, am terminat eu. Lucrurile sunt, nu știu, împărțite și, eu repet, foarte, foarte, foarte alambicate și dificile. Și nu cred că există o cheie de urmă. Habar n-am. Da. Funcționează pentru fiecare ce funcționează. Și cred că, na, în ultima instanță... Legătura cu un profesor care a semnat foarte mult pentru tine, spre exemplu, legătura ta cu Tim da. Cu, da, 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 cu un mic profesor. Da, dar vezi tu că ideea... Da. Nu la modul de apropiere și de empatie, cum mai de... abordare în rol, nu? Și anume, eu am văzut la tine asta și la toată echipa de aici, am modul ăsta de abordare foarte natural, fără niciun fel de artificii, și asta zic că este un progres mare în zona asta. Da, cumva am studiat în școala veche de soiul ăsta de metod. Acum, dacă asta este, gândești că eu am terminat în 2007 și aia e școala veche de teatru, înțelegi? Și metoda pe care am studiat-o este și mai veche. Știu, da. Însă, cumva, s-a pretat foarte bine pe noi, cumva, ideea asta de a fi lucrurile foarte conținute în expresie. Exact. Și acoperite în intenție. Cumva, noi asta am învățat. O metodă, cumva, îți faci pasul de la tine, din punct zero, ce ești tu cu toate tale, către ceea ce ai de făcut. Și atunci lucrurile astea năbușe orice floricică. Da. Dar, na, nu se întâmplă să fie care dat. Mai faci și policele dacă e, nu,
Ideea este că atunci când îl abordezi pentru prima dată și încerci să-l înțelegi, trebuie să-l înțelegi și rolul ăla în just al lui valoare, nu te pui și faci avioane pe cum. Dar dincolo de asta, că asta e, mă, asta e o metodologie pură, nu știu, citești poetica artei actorului de Kojak și te-ai prins. Care e faza? Ideea e că profesorii, atât Kojak, cât și Titieni, cât și Gheorghiu, și Mihai Brătilă, și toți profesorii care cu care am intrat în contact în școală, am învățat mai mult o chestie de rigoare și de disciplină specifică, știi? Nu neapărat, cum să spun, ne-au dat cheia... Da, nu, da, asta ține de personalitatea fiecare, de parul fiecărui actor. Da. Și în sensul ăsta am rămas cumva foarte... Foarte creativă, firește. Așa o linie. Da, e creativ. Normal. Adică, adică, mai cum să-ți dea o chestie, m-am referit doar că... v-a dus către ideea asta de a fi mult mai natural față de ce am văzut eu până. Generația voastră și generația voastră, în special pe tine și echipa. Următoarea întrebare era legată și de echipă. Era legată de echipă. De echipă. Păi hai să întrebăm. Hai să da. Cum crezi cu această echipă? Și dacă te simți apropiat de regizorul, de David Givar, sau de ce regizor te simți tu mai apropiat? Bine, sigur că ești cu tatăl mulți. Dar cu care ai intrat într-o empatie mai mare, să zic așa. Poate o întrebare... Am lucrat cu mulți, nu atât de mult cu toți, pentru că am lucrat cu David, noi am fost colegi de fapt. Da. Crezul nostru artistic e comun. De asta, după 15 ani, suntem încă împreună și facem asta. Deci, cred că ți-am răspuns la întrebarea asta. Echipa, păi, la fel. Ea s-a format în timp și am crescut împreună. Noi nu mai suntem, adică, dar nu știu, am trecut de faza asta de echipă, cum de punctul meu de lucru. Eu cumpăr mult de teatru. Adică suntem parte cu toții din aceeași cooperativă, deci eu asta cu echipe de teatru, nu știu. Sunt regizori care își fac echipe. Și eu numesc puțin doar asta de echipe. Știi? Cumva eu diferențiez lucrurile. Cumva pentru mine ce se întâmplă aici, alături de această echipă, e mult mai mult decât pur și simplu că facem spectacol. Noi credem în aceeași chestie, în același demers, practic artistic. Cu nuanțe, cu, mă rog, astea sunt detalii, dar în principal, acum suntem în aceea zonă și asta este foarte important. Și ne devine cum nici ce mai greu să ieșim din zona asta, când trebuie să mergem cei care suntem atât. Mergem să mai, na, fiind, făcând asta, mâncăm pâine din treaba asta și, na, e cumva complicat să ieși de aici unde ți-e bine și te duci în alte părți unde trebuie să faci eforturi ca să te integrezi. E ușor delicată treaba. Apropo de chestia asta, însă, da, asta e cu echipa și cu regizorii. Care ar fi pașii următori sau proiectele mai apropiate sau zona spre care ai vrea să mergi pe zona pe clar, pe zona ta prinde foarte bine și care ar fi proiecte în 2018, să ne lungim pentru că nu avem de unde să fim de acum pentru mulți ani. Dar cum să mai fim în 2019 și 2018, speranța? Sau dacă ți se pare prea mult, poți să răspund la o întrebare pe care n-am pus-o. Care ar fi o întrebare pe care ți-ai fi dorită și n-am pus-o? Oh, nu știu, nu m-am gândit. Te poți gândi acum. Păi stai să-ți răspund la asta. Da, ok. 2018, da, dincolo de proiectele care se vor întâmpla la Macaz, unele dintre care se face și eu parte, dar asta știai, cum ai și spus. La Național o să încep Bobby Plicou cu 1984, în februarie, cât de curând, sper. Bobi Plicou, da. Și în rest, nu mai am proiectele vechi. Proiectele Gianini Cărbunariu, de la Arcuș. Da, te-am văzut în Artistop, mi-a plăcut foarte mult. Așa, și de la Odeon. Un spectacol complex. Este complex. Am Metropolis, adică lucrurile astea vechi. Acum, cumva, na, încerc să le strâng cât mai mult, să le păstrez pe astea și pentru că o să intre și Național și cumva cu timpul să fie o problemă. Am un film de făcut prin aprilie. Cam the same old. Dar ideea e că, na, nu știu, vedem ce se ne manifestăm acum, în primăvară, aici, despre 1918, în regia lui Dardan Parc.
un proiect în 3 episoade la TV. Și vedem ce se mai întâmplă în toamnă, sau din toamnă. Și sigur, pe acasă acele spectacole pe care le-ai enumerat și tu mai devreme, care se joacă și o să se joace continuare. Da, mie mi-au rămas în minte spectacolele și le-am ajutat, mi-au rămas în minte. Mai ales 90, ți-a rămas tatuat. Da, 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 în special 90. Dacă vrei să ne mai spui ceva, să ne mai împărtășești ceva, din ce dorești tu? Pur și simplu, finalul ți-l las ție, să ne gând așa. Rămâne să la Revelionul, să-mi vezi că este Revelionul, să-mi vezi astăzi. A, da, aici, asta nu m-am gândit că... A, m-am gândit va fi că eu voi fi prezentă la toate petrecerile. Știm. Deci voi fi prezentă și atunci. Ce aș mai vrea eu, și nu numai eu, voi și publicul, să știe mai multe detalii, dacă pot să ne detaliez puțin despre aceste proiecte teatrale. Puțin mai mult decât putem percepe noi ca spectatori. Implicit despre echipă. Bineînțeles. Păi, da. Da. Sunt proiecte colective, știi? Proiecte colective. Adică... 90, de exemplu. Da. Sunt și cele mai vechi. Da. Au pornit tot din necesitatea de a ne clarifica niște probleme care ne preocupă acum și care originează undeva în copilăria noastră. 90 cam 10 și să încercăm să explicăm politic, dacă vrei, din perspectiva noastră stângă, ce s-a întâmplat în tranziție, ce, cum am trăit-o noi, din amintirea noastră, un proiect din ăsta de reculegere, amintirea, cum am trăit noi și ce a însemnat pentru noi, și pe de altă parte și să dăm un insight din ăsta politic, unei perioade care a trecut, așa cum ești cu ele, prin noi, pe lângă noi, și pe care ne explicăm așa că fiind undeva a fost tranziția, a fost, mai este, cu nouă. Da. Și ce s-a întâmplat atunci? Și dincolo de toată latura asta teoretică, am încercat să mergem foarte mult în personal, da, ca copii ai anilor 90, când noi aveam între 3 și 9 ani, a fost revoluția. Toți cei care au fost implicați acolo, adică eu aveam 5 ani, Alex Fife avea 9 ani, Andrei și el avea 5, Cate avea 6, Monica 3. Da, e foarte interesant că spectacolul e din povești personale de viață. Da, asta e, asta dă o notă de autenticitate și... Păi da. Clar, de originalitate. Și cum era percepută perioada asta în discursul părinților noștri. De asta pe scenele astea. Și mă rog, evenimente, la scenele de la masă, scenele de la, nu știu, fiecare prin alte lucruri, știi? Casele care se retrocedau. Da, da. Lustrațiile de prin... Scena casei retrocedate e foarte sugestivă, da. De prin instituțiile de stat și așa mai departe. Relația cu profesorii universitari de la... Ideea este că perioada aia a fost foarte tumultoasă din punctul ăsta de vedere, iar foarte multe lucruri cumva fie n-au apărut, fie au... Mă rog, aici nu aș intra în conspiraționisme de asta, manipulare, ce sigur că a existat și aia. Dar, pe de altă parte, tot discursul ăsta anticomunist, care a susținut toată chestia asta de tranziție și pe care s-a pus. Ai luat lucrurile astea și le-ai scos din el și na, noi cumva am încercat să accedem în zona aia, accesăm zona aia și să o explicăm, cumva, fie cum vedeam noi atunci, faptic, și să o explicăm în contextul. Da, mie mi-a plăcut foarte mult interpretarea voastră, dar mi-a plăcut și coloana sonoră, foarte interesantă, inspirată chiar din melodiile care erau în vogă în acele momente. Ale erau. În acele momente. Și coreografia. Păi da, adică când crești cu chestiile astea, sigur că rămân cu tine, dar pe de altă parte nici n-am putut să cădem în chestia asta de nostalgie după copilăria noastră, care nu știu ce. Da, da, da. Sigur că ele se întâmplau atunci și reperele alea sunt încă vii, dar asta nu înseamnă că, nu știu, să rememorăm în colectiv o perioadă care, vai, ce mult cu
nea, nu știu ce. Adică am încercat să fim cât se poate de detașați cu chestia asta, ca să jucăm pe de asta și jucăm cumva cei care au scris povestea sau câte o poveste, nu joacă neapărat în ea, adică am schimbat lumele. Asta odată. Nu uităm și faptul că noi acum avem vârsta pe care părinții noștri au dat când a fost Revoluția. Ei au crezut ceva atunci, lucrurile au fost altfel, da, și după aia s-a creat și clash-ul ăsta între generații, din, pe care din nou am încercat să discutăm și să nu blamăm, să nu-i blamăm atât de tare pe părinții noștri, cât să înțelegem și să înțelegem de ce la ora respectivă aveam un discurs. Acum unele lucruri au mai rămas, altele s-au mai alterat și așa mai departe, știi? Dar, mă rog, a fost un proiect și care să ne ajute să înțelegem. Și să înțelegem și noi, la rândul nostru, care a fost faza. Da, o perioadă istorică foarte complexă și complicată de explicat. Greu, păi, na, da, cumva încercarea asta de a schimba. Și teatru, eu zic că este cea mai bună formulă pentru a transmite și pentru a, pentru a se face regenitate. Teatru, da, și muzică, pot să spun. Și acum, scuze-mă că a fost o întrebare pe care am uitat să ți-o pun legat de sar de la echipă, la, legat de legătura ta cu muzica. Da. Da, dar mi s-a spus că n-am talent și am renunțat. Da, dar eu am văzut că... Da, dar mi s-a spus că am talent. Da, sunt foarte bine și crezi show-uri la petrece, ideea... toate chestiile astea muzicale. Da. Nu, ideea este că, da, mi-ar plăcă, nu-mi place muzica ca artă, mi se pare foarte puternică. Da, păi muzica și dar nu orice fel, nu orice fel și... Penetrant. Și cumva lucrurile s-au legat așa, adică ok, nu a fost aia că ce ori știu s-a făcut sau poate, dar pe de altă parte, la teatru spuneau că sunt ok. Da, atunci am zis, a, deci sunt ok cu asta, nu cu aia, ok. Și aș mai vrea să mai spui ceva despre, tot de, revenind la echipă și la proiecte, despre cum v-ați documentat pentru piesa inspirată din Valea Jiului, Viața Minerilor din Valea Jiului, cum s-a numit? Supământ. Supământ, așa. Valea Jiului după 1989. Da. Acolo a fost un proiect de... De fapt, la toate piesele, voi vă documentați efectiv și luați cazurile. Da, e important să da. Acolo, în cazul Valea Jiului, Supământ Valea Jiului după 1989, da, datat 2012, în text Mihaela Mocheanu, Virgil David Bart. David Bart, da. Proiectul ăsta a venit în urma proiectului Capete Înfierbântate, care acum nu se mai joacă, dar care prospecta evenimentele din 13-15 iunie 90 în piața Universității. A fost un proiect pe care l-am făcut împreună în 2010. Dar ne-am dat seama după că ceea ce s-a întâmplat acolo a discreditat foarte tare o categorie, o întreagă categorie socială, amplă, foarte mare, și o întreagă zonă a demantelat, cumva prin chestia asta. Atunci am mers și am încercat să vedem care e atmosfera, cum se văd lucrurile de acolo. Eu am și copilărit în zona, da, bunicii mei sunt în Petea, trăiesc acolo, încă, și mă duc anual acolo. Dar când eram copil, stăteam vacanțele, mi le petreceam acolo, am petrecut foarte mult timp. Sigur că la vremea respectivă nu înțelegeam de ce, de la an la an, vă vorbesc de după 90, devenea tot mai pustie. Da, lucrurile astea le s-au întâmplat. Adică eu am prins Valea Jiului când lucrau toate minele și erau foarte mulți oameni acolo. Blocurile erau toate locuite și ușor, ușor, în timp. A devenit degradat. Pustietate, da, și s-a degradat. Da. Acum, nu tot. Păi au și închis. Mi se pare că ultima, ce au închis, Parușele, au închis luna trecută. Că trebuia să le închidă până în 2018. Și toate aceste proiecte și au mers acolo. Au fost în regia Mihai Virșpas. Da, ăsta a fost în regia lui. Textul Mihai de Mihai. Mihai Lampov, care are și la replica o chestie foarte deosebită acolo, proiecte de afranjurile educative pentru tine și care joacă parte dintre actorii de aici. Da. A documentat foarte bine toate piesele acestea în cartea aceea, deci, pe care au scos-o și pe care Teatru Politic, da, și e foarte interesant. După ce vezi piesa, poți să te mai uiți pe texte. Era nevoie să se întâmple chestia asta, da, pentru că foarte multe dintre textele pe care noi le articulăm în spectacol, exact, sunt
au fost create în urma unui interviu pe care mi-am luat cu niște oameni care am stat de vorbă în procesul de documentare. Da, da. De la mine până la acceptul părinții noștri. Mai mare zilei de prin viața universității, lideri de sindicat, habar n-am, o grămadă de oameni și este o dincolo de toate, dincolo de latura asta eminamente artistică și teatrală a unui text de teatru, lucrurile alea sunt istorio-orale, alea trebuie să se piardă și cum ai nevoia de exista cartea asta și de a le aduna pe toate la un loc, s-a născut din perspectiva asta, adică numai pe interviurile alea se mai pierd pe suporturi, pe nu știu ce, mai există prin textele noastre, dar la un moment am zis, bă, să le punem pe toate la dar nu numai asta, că există acolo texte și din lumea mea potrivit, din lumea zonului și așa cum fac. Adică și, mă, cumva, texte tot reieșite numai proceselor de documentare, dar și pe alte subiecte, nu numai pe muncitori. Da. Clasă muncitoare. Da, am înțeles. Dar mi s-a putea și interesant, și găzuiți, pentru că alte regizori care au făcut lucruri deosebite, cum a trebuit Cuhausul și nu faceți în continuare. Cuhausul? E o montare inedită în care au participat chiar cei care au participat la evenimentul respectiv. Care chiar a ieșit de șușcărie, care chiar a făcut și a jucat pe țara datorită vouă, deci ați reușit să jucați. Noi, el a jucat excepțional datorită lui. Da? Păi, dar el e talentat, nu datorită nouă. Noi, eu m-am gândit că pe undeva ați reușit să ne ajutați și vreți să fim foarte apropiați. Mă, noi cumva, da. V-ați simțit apropiat și atunci am zis. I-am mai dat niște insight-uri tehnice, dar ceea ce face Vlad Bălteanu în Zuhaus, ăla e Vlad Bălteanu 100%. Nu am ce să-i dau talent? Cum? Da. Adică are, de unde? Și s-a înțeles astfel, ați colaborat bine. Oh, da, a fost un proces foarte Zuhaus. Mai mult decât atât, și noi, la rândul nostru, am înțeles, cumva am trecut peste niște, și o recunosc acum, preconcepții create de educația pe care am primit-o în sensul ăsta. Oamenii care, dintr-un motiv sau altul, intră în sistemul penitenciar, încetează să mai fie oameni și toată demența asta. Da. Ori nu e foarte departe de adevăr. De cunoscându-l pe Bălteanu, îmi da seama de chestia asta și, na, sunt mii. Poveste tot așa a fost emoționată. Și uda, tot mai mult nu numai inspirată din realitate, dar și jucată cu cei care au participat la acea poveste. Despre care dintre ei vrea să ne puncteze locul? Despre care dintre piesele mei vrea să ne puncteze locul? Uite, 112 este 112, da, la 112. 112 care e un spectacol cât se poate de incomod, care bine, și despre un fenomen care are loc. Adică nu, e incomod estetic. Dar la nivel discursiv, cumva, trebuie să fie așa, pentru că fenomenul în sine este incomod. Și am pus niște ghilimele așa. Asta e interesant, că voi abordați teme incomode, deci teme. Păi nu abordăm teme incomode, abordăm situația prezentă, care e incomodă de cele mai multe ori. Asta ne diferențiază pe noi de antitate. Da. Adică noi nu ne-am făcut un scop programatic din a aborda teme incomode. Și sunt incomode, pentru că așa sunt. Adică, nu știu, realitatea nasoală și trebuie să încercăm să facem trei. Ok. E un spațiu în care, ne lovim de acel elitism. Da, cred că asta e foarte interesant, e îmbrăcat de elitism. Sau mă rog, eu am o problemă cu chestia asta. Mi se pare că dincolo de faptul că e un teatru și tot conceptul meu mă mai apropie de oameni. Și asta face lucrurile frumoase, știi? Un mesaj nou de la mișcare, care se simte, unii și îl percep din prima, alții lucrează și încet, dar el există, este clar.
Ideea este că acum e apropiat de oameni. Da, se creează o coeziune aici, cât la telefon nu găsești. Vorbești despre lucruri care îi preocupă pe oameni. Se apropie de sufletul lor. Ei se regăsesc în povești. Asta e și ideea. O operă de artă în general, în ce zona ar fi, teatru, plastic, operă plastică, cinematografă. Dacă te regăsești în ea, asta este o chestie. Iată, de vorba, dă-i nimic și are ceva de spus. Bine, mulțumim atunci foarte mult. Eu mulțumesc. Ne vedem cu bine în 2018. Să ne vedem cu bine, 2018-2019. Tot aici, la Macasa, ne vedem și la urmă. Pentru un alt interviu, să vedem ce s-a mai întâmplat nou. Cu siguranță. Nu? Da. Mulțumim. Eu mulțumim. Da, ne-am luat să ne vedem.